Consilierii locali medieșeni se reunesc miercuri după amiaza în cadrul ședinței ordinare pe luna septembrie. Aceștia au în mapele de lucru un număr de 26 de proiecte de hotărâre asupra cărora trebuie să se pronunțe. Printre cele mai importante se numără un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții canalizare pluvială șoseaua Sibiului, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, dar și actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Centru Social Comunitar de Agrement și Sport, inclusiv amenajări exterioare. Aleșii locali trebuie să se pronunțe și cu privire la un proiect privind cofinanțarea serviciului social Centru de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist al Asociației Sfântul Casian pe anul 2022. Consilierii locali medieșeni se întâlnesc în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2022 pe ordinea de zi aflându-se 26 de proiecte de hotărâre. Aleșii locali medieșeni vor decide, printre altele, asupra repartizării unei locuințe pentru tineri, a soluționării unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri și asupra prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș. De asemenea, consilierii locali vor dezbate aprobarea, după caz, a studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizelor generale actualizate pentru obiectivele de investiții canalizare pluvială șoseaua Sibiului, reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești, rețea canalizare pluvială și reabilitare străzi municipiul Mediaș, câmpul de jos și câmpul de sus, rețele apă și canalizare, toate acestea aprobate pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumelor reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor. Ordinea de zi integrală a ședinței Consiliului Local poate fi consultată pe pagina oficială de internet a primăriei Mediaș, la secțiunea Consiliului Local, ordinea de zi. Ședința Consiliului Local Mediaș din această lună se va desfășura miercuri 28 septembrie de la ora 16 în sala mare de ședințe a primăriei.